Sunt Valentin Mandache de la Historic Houses of Romania, case de epocă. Comemorăm 66 de ani de la abdicarea forțată a regelui Mihai, care s-a întâmplat pe 30 decembrie 1947. Aș dori să vă prezint un interesant martor istoric, și anume plicul unui scrisor trimis cu câteva săptămâni după acel cataclism istoric. Scrisoarea este interesantă deoarece conține două seturi de timbre, unul din tocmai încheiată perioadă regală și un altul din noua autoproclamată dictatură comunistă. Este marcată de Poșta Română pe data de 11 februarie 1948, la câteva săptămâni după acel teribil eveniment istoric. Mai întâi un pic de background despre regele Mihai. Am aici coperta cărții nou apărute, Regele Mihai, album istoric de Diana Mandache, prima astfel de lucrare dedicată acestei mari personalități istorice. El a domnit în două perioade, prima oară la sfârșitul anului 20, înlăturat de tatăl său, și a doua oară în anii 40, cu highlight-ul pe 23 august 1944, când a instrumentat o lovitură de stat, în urma căreia a fost înlăturat dictatorul fascist Ion Antonescu, salvând astfel țara de la o catastrofă și aliindu-o cu puterile democratice și Uniunii Sovietice. Acesta a rezultat într-o coabitare neobișnuită între un guvern dominat de comuniști impus de Uniunea Sovietică și un monarh, o situație absolut ieșită din comun pentru estul Europei al acelei perioade. Nu e de mirare că această situație nu a convenit Uniunii Sovietice, acesta instrumentând abdicarea majestății sale pe 30 august 1947 la palat, sub amenințarea pistolului, regele a semnat forțat abdicarea, prezenți fiind cei doi fruntași ai guvernului, Gheorghe Gheorghiu Dej și dr. Petru Groza. Să examinăm în detaliu plicul, mai întâi timbrele din perioada regală. Acestea sunt timbre standard al acelei perioade istorice, cu figura regelui, un monarh tânăr în uniformă militară și coroana deasupra figurii monarhului. Acestea cuprind imagini din România acelei perioade, în timbrul de sus Plutaș pe Bistrița, în celălalt fabrica siderurgică de la Reșița. Timbrele sunt marcate ca fiind produse la fabrica de timbre și au de asemenea semnătura, este menționat artistul. După câte văd aici, un nume, H. Murnu. Dacă ne uităm la timbrele noi instaurate dictaturi comuniste, sunt numai un model, un număr de două. Dintr-o dată apar ca fiind de mult mai slabă calitate decât din cele comparate cu cele din tocmai încheiata perioadă regală. Acestea avertizează recensământul de la 1948, numele țării deja schimbat, Republica Populară Română, contrastând cu simplă denumire de România din perioada regală, și prezintă o panoplie tipică dictaturilor. În cazul de față, cele două clase, dragi comuniștilor, muncitorii și țăranii, cu care acestea vreau să construiască societatea egalitariană a viitorului. Să examinăm mai bine simbolistica acestor reprezentări. Familia de muncitori este reprezentată aici în trei generații, bunicul, părinții și copilul. Bineînțeles că cel care câștigă pâinea este tatăl, este o societate încă patriarhală. Soția este reprezentată ca fiind acoperită pe cap, tipic puritanismului societății comuniste. Copilul lor este reprezentat aici cu un vraf de cărți sub braț, reprezentând probabil viitorul mai luminos, o muncă ceva mai ușoară decât munca grea a părinților muncitori. Țărănimea nu e reprezentată așa de bine și detaliat ca familia de muncitori, oricum era vioara a doua în această întreprindere a comuniștilor de construire a noii societăți, dar mie îmi par că ei arată ceva mai sănătoși și mai solizi decât muncitorii care locuiau în condițiile înghesuite și nesănătoase ale orașului. Din nou, timbrul este marcat ca fiind produs de fabrica de timbre, dar semnificativ lipsește
numele artistului. Probabil lumea încă nu era sigură să-și pună semnătura pe noile designuri ale noului regim. Nu se știa deloc dacă acesta va rezista sau nu. Acest plic are de asemenea două timbre fiscale, tot din perioada regală, tocmai încheiate defuncte perioade regale. Probabil au fost puse aici pentru că scrisoarea a fost expediată în străinătate, un fel de taxă. Iar ștampila indică clar 11 februarie 1948, nici o lună și jumătate de la abdicare și cam cu vreo 3 săptămâni înainte de declarația de la Londra pe 4 martie 1948 a majestății sale, în care formal a declarat că a fost forțat să abdice de către comuniștii români, pe când în România acest eveniment era reprezentat ca o voință populară. Fața scrisorii e destul de simplă. Este adresată unui anume Monsieur Jean Saxe, la o adresă numărul 2 sau 4 de pe strada Villaret du Joyeuse, în Paris. Numele arată fiind numele unei persoane de etnie evreiască din Paris și probabil este o comunicare între membrii acestei comunități din București și Paris în acea perioadă disperată istorică. Este foarte posibil ca cineva din România să fi cerut ajutorul pentru emigrare cuiva mai bine, mai sus pus din Paris. Faptul că adresa nu este precisă, este numărul 2 sau 4, indică o lipsă de siguranță și faptul că acea persoană vrea neapărat să adreseze, urgent să se adreseze în acele condiții speciale istorice pentru România. Mi-am pus întrebarea unde era localizată această adresă și unde locuia acest Monsieur Jean Saxe și, mulțumit lui Google, am putut identifica această adresă. Este localizată într-o zonă prestigioasă a capitalei franceze, în apropiere de Avenue du Grand Armé și Arc de Triomphe, de unde începe Champs-Élysées. Prezumabil este vorba de o persoană din cadrul elitei franceze și un notabil al comunității evreiești. Dacă ne uităm pe Google Street View, putem vedea imobilele menționate pe scrisoare. Aici este numărul 2 pe acea stradă și vedem că este vorba de un imobil prestigios din Paris, în stil Beaux-Arts, ridicat probabil la sfârșitul secolului 19, începutul secolului 20, cu frumoasă feronerie la ușă și la balcoane. O adresă prestigioasă a acelor timpuri, ca și acum. Numărul 4 menționat în adresă este aici, este următoarea clădire, în același stil Beaux-Arts, de sfârșitul secolului 19, începutul de secolul 20, cu o frumoasă feronerie la ușă și fereastră. Un imobil de lux, cum am menționat mai de mult. Deci aici este numărul 4 de pe acea stradă din apropiere de Arc de Triomphe, din capitala franceză. Contrastul nu poate fi mai mare între București și Paris. Bucureștiul se pregătea să intre în perioada întunecată a dictaturii comuniste, din care practic nici acum nu a ieșit, iar Parisul, Franța, făceau parte din lumea liberă. Toate acestea le putem analiza, le putem vedea datorită acelui martor istoric, e vorba de plic, datele care le putem lua din cărți, cum e cea a Dianei despre regele Mihai, și mulțumită informațiilor care se găsesc pe internet, site-uri ca Google sau alte website-uri. Acestea întregindu-ne imaginea despre istorie, din care sperăm că putem învăța.